Bine v-am găsit la cheia zilei, Sunil Cnecăr. Avem o ediție incendiară în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. Am primit lista noilor taxe și impozite impuse de guvern, vă prezint cele mai dure măsuri și modificările care schimbă tot. Vă arăt ce salarii se vor tăia, ce sporuri se vor bloca și ce le-au pregătit și bugetarilor. Scandalul intrării României în Schengen escaladează, vă prezint cel mai dur mesaj al premierului pentru oponenții României, citez: să-și facă ziduri cu sârmă ghimpată și electrică. Am încheiat citatul. La 572 de zile de război veți vedea incidentul grav de la granițele țării. Vă arăt unde s-a prăbușit încă o dronă plină cu explozibil. Veți vedea primele imagini cu drona care a băgat autoritățile în alertă. Vă spun cum interlopul care râdea de poliție a fost adus încătușat în țară. Veți auzi ce le-a mărturisit și șeicul fugar jurnaliștilor pe aeroport. Vă prezint și haosul și revolta de la graniță. Vă arăt că bulgarii au blocat vama și vă spun ce pregătesc autoritățile din România. Veți vedea decizia șoc a premierului care dă ordine în scandalul cerealelor ucrainene. Iar în cazul fetei olimpice ucisă de supradoză, vă aduc noi dezvăluiri exclusive, vă arăt cine a șters mesaje incriminatoare din telefonul fetei. Ministrul de Interne intervine și ne spune ce caută acum anchetatorii. Iar la final, vă prezint ministrul cheie infectat cu COVID și vă arăt că premierul s-a testat și el. Asta în timp ce planează un pericol uriaș pentru bolnavi, veți vedea că oamenii sunt disperați pentru că medicamentele vitale lipsesc. Vă spun ce se întâmplă cu stocurile de medicamente. Toate acestea într-o ediție incendiară a cheii zilei care începe chiar acum. Vă tot spun de ani de zile de faptul că la noi dobânzile sunt mult mai mari decât în celelalte țări europene, chiar dacă am adăuga un așa zis extra risc, care și ăla e discutabil, dar oricum, chiar și cu ăla, dobânzile au fost întotdeauna mai mari. Iar comisioanele au fost printre cele mai mari din întreaga Europa, nu doar din Uniunea Europeană. Băncile s-au simțit bine chiar și în COVID, dacă stăm să ne gândim foarte bine. Ei bine, vine acum guvernul și spune halt, 1% pe cifra de afaceri pentru bănci, pe extra profitul pe care l-au făcut în acest fel. Colega mea, Marina Cioacă, știe și ce alte măsuri mai introduce guvernul în acest program. Bun găsit, Marina! Bună seara, bun găsit tuturor! 3 ore a durat ședința de astăzi de la Palatul Victoria, ultima înainte ca acest proiect de lege să fie făcut public și s-au pus la punct ultimele detalii tehnice, pentru că ședința de astăzi dintre Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Marcel Boloș a fost mai mult o ședință tehnică, pentru că în coaliție exista deja consens. Astăzi s-a ajuns la un rezultat și în privința acelei taxe pe cifra de afaceri a băncilor, o taxă de 1%, trebuiau să definească această cifră de afaceri a băncilor și astăzi au ajuns la un rezultat, iar noua taxă se va găsi și ea în proiectul care va fi adoptat undeva săptămâna viitoare prin asumarea răspunderii în Parlament. Însă, în tot acest proiect sunt taxe care vizează atât mediul de afaceri, dar și românul de rând. Pentru că, de exemplu, va crește impozitul aplicat pe profitul IMM-urilor, dar foarte important, se va adăuga și o taxă pe lux. Este vorba de o taxă de 0,3% din valoarea tuturor imobilelor peste 500.000 de euro. Vorba despre clădiri rezidențiale și va fi taxat cu 0,3% tot ceea ce depășește această valoare de 500.000 de euro. Aceeași taxă se aplică și peste mijloacele de transport mai scumpe de 75.000 de euro. Sunt însă și români care au de suferit, de exemplu cei ce lucrează în construcții, în industria alimentară sau în agricultură vor trebui de înainte să plătească acea contribuție la asigurările de sănătate. Și IT-iștii vor plăti impozit pe venit, dar salariul lor depășește 10.000 de lei și atenție, toți bugetarii cu venituri mai mari de 8.000 de lei nu vor mai primi nici vouchere de vacanță, nici tichete de masă. Sunt modificări însă și
în privința acestor tichete de masă, pentru că ele vor putea să fie acordate și în bani în momentul în care acest nou proiect de lege va intra în vigoare. Mulțumesc foarte mult, Marina. Îi vedeți deja pe invitații mei de astăzi. Este vorba de deputatul Ionuț Stroie, purtător de cuvânt PNL. Bun găsit! Bună seara, mulțumesc! Jurnalistul Iosif Buble, știri pe surse.ro. Bun găsit! Și analistul Bogdan Chiriac. Bun găsit, Bogdan! Bună seara! Încep cu dumneavoastră, domnule Stroie, pentru că în ceea ce astăzi, cel puțin, toată lumea spune că ați înțeles în coaliție, toată lumea, ca să înțelegeți, mă refer la premier care spune asta și la ministrul economiei, care tot astăzi la DC News spunea că a picat de acord coaliția pe anumite puncte. În mare, bine, în aceste... Eu vă dau încă o dată, lucrez cu materialul clientului. Bogdan e aici, așa că practic am preluat de la DC News această declarație de la ministrul Oprea, care zice că ați picat la pace pe anumite lucruri. Acele anumite lucruri sunt linii roșii pe care dumneavoastră, Partidul Național Liberal, le-ați trasat gros de tot. Și acum văd că v-ați înțeles. Și vă dau câteva exemple. 3% pentru mică întreprinderi între 60 și 500 de mii. Este o linie roșie pe care ne-ați trasasereți, văd că nu mai e o problemă. Acea taxă de 0,3% pe imobile de peste 500 de mii, respectiv mașinile peste 75 de mii, era linie roșie. Linie roșie era de asemenea și subiectul cu TVA-ul la construcții. Văd că la prima casă, practic, alea intră în categoria. Cum nu? Nu, sigur nu. 500 de mii la IMM-uri, știți foarte bine acel prag, 16% cotă unică de impozitare, 8% dividende. Astea sunt lucruri la care am ținut foarte mult. Practic am fost, ca să o spun așa, pe drept, fără niciun fel de șială, avocatul zonei private în aceste negocieri. Încă o dată, 500 de mii l-ați pierdut. Zice toată lumea că v-ați înțeles că peste 60 de mii e 3%. Eu nu o să confirm acum sau să infirm, pentru că ar fi nedrept față de premier și față de guvern să avanseze eu public niște lucruri asupra cărora în principiu ne-am pus de acord. Probabil că... Dar nu sunt mandatat să... Da, de acord cu dumneavoastră, dar nu sunt mandatat să afirm public sau să dau citire tuturor acestor măsuri. Eu cred că hai să fim indulgenți, să spunem așa, în primă lectură, că am ajuns la o anumită idee, la un numitor comun în ceea ce privește acest pachet. Probabil că în scurt timp va fi promovat de primul ministru în guvern, urmând a declanșa acea procedură absolut normală de angajare a răspunderii guvernamentale. Nu sunt mandatat domnul să... Domnul încă o dată vorbim, da, înțeles, nu sunteți mandatat, dar totuși aici am o problemă, că fiind purtător de cuvânt al PNL-ului și dacă purtătorul de cuvânt al PSD-ului, domnul Oprea, spune că e ministru acum. S-a căzut, dar e ministru acum. Și mai important chiar, dacă îmi permiteți să zic așa. Dacă spune s-a căzut de acord în coaliție, iar dumneavoastră îmi ziceți că nu sunteți mandatat, înseamnă că trebuie să-l cred pe domnul Oprea. Și să zic atunci... Trebuie să avem puțină răbdare, domnul Șnecăr. Să vină premierul și să expună public tot acest pachet, împreună cu ministrul de Finanțe. Încă se lucrează la PNL, din câte țin eu minte, nu? Încă se lucrează la acest... La PNL, da. Încă se lucrează la acest pachet. PNL a devenit parte din PSD. Poftim? N-am înțeles. Ministrul de Finanțe este la PNL. PNL din PSD. Cum să devină parte din PSD? Adică, pe nu, ce vă referiți? Dacă dumneavoastră îmi spuneți că așteptăm să vină premierul să ne spună... Premierul împreună cu ministrul de Finanțe. De două partide. Și domnia sa este președintele PSD-ului, atunci eu n-am o voce a PNL-ului, mie îmi lipsește vocea. Nu, premierul este al acestei țări, nu este premierul nici al socialdemocraților, nici al PNL-ului, este un premier al acestei țări, este susținut de o coaliție din care facem parte în egală măsură și noi și socialdemocrații, împreună cu Ministerul de Finanțe va anunța public aceste lucruri, le va citi în primă lectură în ședința de guvern, pe care vor fi promovate în Parlament prin procedura de angajare a răspunderii guvernului. Coaliția, domnule, îmi pare rău că insist, deci chiar mă simt eu prost că insist, dar nu mă las. Este extrem de important. Până la guvern există o coaliție. Coaliția, deci, mai întâi se înțelege și pe urmă se ajunge cu subiectul în guvern. Pe mine mă interesează coaliția ce a decis.
Păi, tocmai v-am spus că nu pot eu avansa public aceste concluzii. Sunt într-o fază preliminară, nu există o formă finală și nu sunt mandatat să le expun public. Există discuții care au avut loc, v-am confirmat faptul că ne aflăm în faza finală a acestor negocieri. Au existat, eu știu, idei la care am ținut foarte mult, dumneavoastră le-a spus linii roșii, le-am expus public, de altfel ele se vor regăsi, veți vedea, și în concluziile finale. Termenul de linie roșie nu este de la mine, este... Fiecare partid și-a prioritizat lucrurile la care ține în tot acest pachet care cuprinde foarte multe lucruri, nu numai ajustări fiscale, apropo. Vor fi substanțiale propuneri în ceea ce privește asigurarea, așa ca să fiu foarte plastic, unei suplețe a statului, apropo de diminuarea posturilor în zona administrației publice centrale. Vor fi foarte multe măsuri și în ceea ce privește, eu știu, eventuale eliminarea risipei bugetare. La fel vor fi propuneri și pentru îmbunătățirea luptei împotriva evaziunii și, apropo, acolo anumite reorganizări în zona instituțională. Deci nu vor fi doar măsuri cu caracter fiscal. Am zis, digitalizarea ANAF-ului tot încă nu avem. Bogdan Chiriac, domnul Oprea, domnul ministru Oprea a fost la voi astăzi, de acolo m-am inspirat în a împinge atât de tare cu aceste întrebări. Poate că am înțeles eu ceva greșit din ce s-a întâmplat acolo la voi în studio, dar eu pricepusem că atunci nu înțeleg unde avem o problemă undeva. Păi, s-a arăt un film. Ne-a spus domnul Stoie că nu are acum clearing-ul de la partid ca să facă declarații în acest sens, nu? Domnul Ștefan Radu Oprea a făcut aceste declarații, unele dintre ele le-a făcut la Decenius, de pildă în cazul micro-întreprinderilor. Guvernul a hotărât să nu mai rupă coloana vertebrală a unei bune părți a economiei românești, în sensul că nu mai aplică impozitul de 16% pentru micro-întreprinderile mai profitabile cu 30% față de cifra de afaceri. Deci rămâne impozitul doar de 1 și 3%. Sigur, e triplare impozitului, dar tot înseamnă că este mult mai bine decât dacă să luau după cine o fi propus de la finanțe, că l-a trebuit dat afară, să distrugă, să desfințeze practic micro-întreprinderile din România. Vreți câteva lucruri? Triplarea, cu tot respectul, Bogdan, îți spun ca economist, va duce în cazul anumitor întreprinderi să nu mai poată să existe. E adevărat, așa este. Mai ales că micro-întreprinderile trebuie să aibă și cel puțin un angajat cu carte de muncă și program întreg, dar oricum față de ce erau, deci se desfințau practic micro-întreprinderilor, este mult mai bine acum. Trebuie să recunoaștem. Față de cine o fi propus de la finanțe asemenea grozăvii. Asta este. În finanțe mai sunt și oameni din ăștia care, mă rog. Creșterea TVA-ului Horeca rămâne la 9%, locuințele, da, locuințele până la 120.000 aveau TVA-ul redus, acum nu. La 5%, cred că n-au lămurit. Normal ar trebui să rămână la 5% și nu până la 120.000, fiindcă în România nu trebuie să construim doar locuințe sociale. Deci România se schimbă, va fi o țară prosperă, nu mai am nicio îndoială, acum sunt atât de multe oportunități că niciun guvern nu le poate rata chiar pe toate. E gaz în Marea Neagră, o să rămână câte ceva și pe aici, dar nu l-o da pe tot austriecilor, așa. Deci nu cred, eu cred că impozitul la locuințe trebuie să rămână 5% indiferent de valoarea locuinței. Chestiunea cu 0,3%, te rog. Cu 0,3% pe proprietăți va fi foarte greu de aplicat. Foarte greu de aplicat. Deci, va fi foarte greu de aplicat. Sunt de acord cu tine, mai ales dacă ne uităm la cazul Pascu, care subevaluaseră clădirile, dar vorbeam de tichete de masă. Unul dintre puncte era că, domne, având în vedere comisionul mare la tichetele de masă, s-ar putea să le dăm bani. Problema este că dacă le dăm bani, devin impozabile și aia înseamnă că este minus 40% în venit. Am înțeles că nu se aplică, adică suma pentru tichetele de masă ar fi impozabilă doar cu 10%, doar, că până acum nu era impozabilă, doar cu 10% CSS-ul, nu? În partea asta, și s-ar putea să fie acordată posibilitatea acordării nu doar pe cardul ăla, ci direct în salariu cu bani, cu lei. De altfel, chestiunea asta cu tichetul de masă, nu știu de ce se mai aplică, poți să ai o sumă în salariu
neimposabilă pentru masă sau, eu știu, pentru chestiunea asta. Da, nu s-au făcut lucruri de genul ăsta. Peste tot în lume există astfel de etichete și astfel de... De reducere a impozitării. Păi și atunci de ce să mai dau tichetă? Dacă avantajul era că nu era imposabilă suma aia. Așa dați un salariu omului, îi luați pielea de pe el. Da, atunci el va lua cu 40% mai puțin și, atenție, etichete de masă nu erau doar la bugetari, erau și, și la privați. Și noi acordăm tichetă de masă, da. Și așa atunci este. Avem o problemă destul de mare. Repet, suma respectivă impozitată cu 40% scade, mă, nu impozitată total. CAS, CASS, toate dările. Breaking news. În sfârșit aud pe cineva care ridică vocea la Austria și care spune: oameni buni, nu merge treaba așa. Dacă nu vă convine și dacă nu vă place cum e în Schengen, atunci n-aveți decât să ieșiți din Schengen. Un lucru pe care noi l-am zis de mai multe ori aici la cheia zilei, inclusiv faptul că am întrebat: domnule, dar în Croația cum? Pe Croația cum de-ați lăsat-o? E o altă discuție. Dar a avut o vorbă foarte tare apropo de să vă faceți gard. Haideți să-l ascultăm chiar pe premierul Marcel Ciolacu. Vom folosi tot ce avem la îndemână. Și tot ce este legat de acest subiect și tot ce este legal de făcut, fiindcă România trebuie și locul României este spațiul Schengen. Eu n-am să fiu niciodată ipocrit, nu pot să spun că n-am nimic cu România și că spațiul Schengen este depășit și că atunci de ce am votat anul trecut cu Croația? Eu o întrebare legitimă, nu a mea ca și prim-ministru, e o întrebare legitimă a românilor pentru primul ministru Nehammer. Deci nu pot să am această abordare. Dacă e așa de distrus Schengen-ul, eu n-am nicio problemă ca Austria să iasă din Schengen. Să-și facă ziduri kilometrici cu sârmă ghimpată și electrice, n-am nicio problemă. Dacă Austria dorește această abordare cu garduri, să și le plătească, să iasă din Schengen și noi o să ne descurcăm în interiorul Schengenului fără probleme. Da, mai bine mai târziu decât niciodată. Ioșca, mă bucur că domnul Ciolacu se uită din când în când la cheia zilei și ia notițe din ceea ce spunem noi pe aici și în general la România TV, pentru că chestia asta noi o tot... o tot tocăm aici, în sfârșit a ridicat vocea. Întrebarea mea, Ioșca, este: de la ridicatul vocii l-a făcut ceva care să împingă, ca să zicem așa, Austria pe scări? Vom vedea ceva? Nu știu câte opțiuni practice are, pentru că până la urmă declarațiile sunt una, plac foarte mult și probabil că foarte mulți români vor să audă de la un oficial al României, mă rog, premierul statului sau chiar președintele, astfel de declarații prin care suntem oarecum mai bine poziționați în Europa, adică suntem puțin mai vocali. Doar că vocalitatea asta nu se aduce... Există Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Există și deja există un europarlamentar care a făcut pași importanți acolo, domnul Tomac. Dar important e aici de văzut dacă toate aceste acțiuni te duc mai repede în Schengen sau nu te duc deloc. Pentru că oricine ar promite momentul ăsta că suntem în toamnă, că suntem în primăvara anului viitor, că intrăm doar cu aeroporturile, că intrăm și terestru, nu prea știe nimeni ce se va întâmpla. Pentru că și austriecii au alegeri. Evident că Nehammer, cancelarul austriac, are în spate niște studii, se uită și el, populația îl susține, de ce România și Bulgaria, de ce nu și Croația, au răspunsurile lor, pe plan european vin cu un discurs, pe plan intern cu alt discurs. Ne place discursul domnului Ciolacu în momentul în care spune noi românii suntem... Îți dau eu o informație de culise, Ioșca, apropo de Croația. Croația, dacă îți aduci aminte, la un moment dat era la pachet. Croația, Bulgaria și România nu. Și Croația, care într-adevăr are o parte din acel drum al migranților trecând pe acolo, la un moment dat au zis: da, nicio problemă, facem ca Belarusul, vă trimitem oamenii la graniță să vă descurcați cu ei. Și în momentul acela Austria a zis: stai niță, să ne mai gândim o dată. Deci au avut, au avut o metodă prin care să preseze, noi nu avem. Așa că... Cum să nu? Avem votul care, la fel cum votul lor
Noi aici vorbim de premier, dar cel care reprezintă România e președintele. Deci președintele trebuie să facă aceste presiuni în cadrul Consiliului European să condiționeze anumite voturi de chestiunea asta, nu premierul care nu reprezintă România acolo. E un pic mai complicat. Până la urmă e un pas înainte faptul că avem voturi un în Parlament, oficial. Sunt voturi care se fac în comisie, sunt o grămadă de voturi în știi foarte bine că în momentul în care ajungi să dai în momentul în care ajungi să dai în judecată statul un stat din UE pe alt stat din UE la CJUE la în judecată, deja ai epuizat toate mijloacele diplomatice. Nu știu dacă e bine pentru viitor după să... După atâția ani eu cred că am epuizat de mult, că altfel înseamnă că n-am făcut nimic. Dar nu l-am epuizat după atâția ani. Cum? Hai să considerăm această cale ca fiind cale de ultimă instanță, ceea ce este și în fapt. Mai sunt două posibilități pentru vă România. Spus, 2011, vă fac eu calculul. 2011-2023 sunt 12 ani de acord cu dumneavoastră. De când instituțiile europene ne-au declarat apți. De acord cu dumneavoastră. Perfect de acord cu dumneavoastră. În momentul de față tehnic avem două oportunități, octombrie și decembrie. Hai să fim optimiști sau realiști, să spunem că decembrie este momentul în care ar trebui să acționăm. În momentul de față, eu cred că perspectivele sunt unele favorabile. Trebuie să forțăm linia diplomatică. Au existat întâlniri la nivel de președinte, la nivel de miniștri de interne, la nivel de instituții europene care încă o dată au evidențiat cât se poate declara opțiunea fermă pentru aceste două țări în luna decembrie pentru a intra în Schengen. Trebuie să întețim eforturile diplomatice să obținem de la austrieci acel vot pe care, din păcate, îl dau în totală contradicție cu ceea ce susțin în plan european, în totală contradicție cu fără discuții. N-au niciun fel de argument și invocă lucruri care n-au legătură cu zona și interesele și drepturile noastre, ci cu funcționarea Uniunii Europene. Acum, domnul Buble avea perfectă dreptate. Discursul lui Nehammer este puțin înșelător. De ce? Pentru că este pigmentat de un anume interes politic pe care îl are. În Austria, în această toamnă, vor fi alegeri. Și un discurs permisiv zice-se că la nivelul electoratului austriac s-ar putea cumva să, eu știu, deranjeze. Dar eu cred că în momentul de față... Unul dintre subiectele principale în electoratul austriac, subiectul migrației. Este un subiect care circulă în Austria de un an de zile. Trebuie să accelerăm la maxim zona diplomatică, zona instituțională, este cea care ne poate oferi acest lucru. Nu știu dacă reacția celor din Austria este una de teamă sau de, eu știu, abdicare de la această rigiditate pe care au avut-o în relația cu noi, total nedreaptă de altfel, dar pe zona diplomatică cred că n-am avut niciodată atâția aliați pe cât avem acum, toate instituțiile europene, încă o dată, cei mai puternici parteneri. Noi am avut întotdeauna, cu tot respectul, domnule deputat, noi am avut întotdeauna un stat care se opunea, a fost Olanda, și acum este Austria. Deci tot restul Uniunii Europene ne-a susținut mereu. N-a fost niciodată o problemă de susținere. Toate instituțiile ne-au dat certificate de apt pentru Schengen. Toate instituțiile care au venit să verifice modul în care facem noi apărarea granițelor au avut numai cuvinte de laudă, Bogdan. Te rog. Nu, instituțiile europene ne-au dat și Olanda, care a trimis o comisie specială. Dar, Nils, cu ani în urmă, că asta e, dacă urmărești multă vreme viața politică, să știi că și Germania la un moment dat era în spatele Olandei când se opunea Olandei. Și Franța la un moment dat. Și Franța s-a opus la un moment dat, așa este, Iușca. Și atunci, dar Franța la vremea respectivă s-a opus deschis. În urmă cu vreo 7-8 ani de zile. Acum însă se pare că toată lumea s-a proptit în Austria. Acum nici Uniunea Europeană nu-și folosește toată influența, că eu nu cred că dacă Germania chiar ar folosi întreaga influență pe care o are în Austria, n-ar putea să obțină un vot din partea lui Nehammer. Da, probabil că sunt și acolo alte interese mai importante, interesul național al Germaniei. Da, interesul nostru, iartă-mă, eu înțeleg, toată lumea are dreptul la interesuri, la a avea interese. Noi nu avem niciun drept să avem interese, noi nu putem să ne apărăm interesul. Hai să spunem pe aia dreaptă. Noi nu avem mecanisme senzația, prin care să forțăm interesul nostru. Senzația populației este că toată Europa sau marile state se ascund în spatele Austriei. Ca să spunem pe aia dreaptă. Da. Că dacă, așa cum spuneai tu, voiau și insistau, se putea. Să ascund în spatele Austriei, invocând tot felul de chestiuni, migrația acum e la modă. O să vină alta, probabil. De asta n-aș risca să spun că în toamnă, că în primăvară, că după alegeri, probabil alt guvern austriac să schimbe optica, dar guvernul ăsta
Ori de câte ori noi spunem ceva, ei spun nu, nu. Adică deschis, nici măcar diplomatic. N-aș fi direct de acord cu dumneavoastră. Nu cred că alte state cultivă sentimentul exemplu, european cu bună știință. Gândiți-vă ce... Domnul deputat, Italia, de exemplu, când a avut acum o problemă cu banii europeni, tot felul de calcule, Germania, care împingea acea propunere și Italia rămăsese singură, Italia la un moment dat i-a spus Germaniei pe față, tăticul, la următorul vot în care tu ai nevoie de ceva, nu votezi. Așa se face. Nu am inventat, nu e o chestie care s-a inventat azi sau ieri. Din totdeauna aceste negocieri politice, că de-aia zice politică, se fac. Numai că noi avem tendința asta de a sta în poziția ghiocelului și de a aștepta să ne zică cineva ce se întâmplă în lume. Asta e problema pe care o văd eu. Breaking news. A avut loc un incident grav la sudul graniței noastre. A căzut o dronă, de data aceasta nu bucăți, o dronă întreagă a căzut în apele teritoriale ale Bulgariei, foarte aproape de altfel de mal. Dronă care s-a dovedit a fi o dronă kamikaze și care era umplută cu explozibil. Haideți să privim imaginile. O dronă kamikaze a căzut în Bulgaria la aproximativ 35 de kilometri de Vama Veche. Avea atașată o bombă de 50 de centimetri. Și mai important este faptul că această dronă a fost găsită seara trecută de proprietarul unui hotel din regiune. Însă autoritățile nu l-au băgat pe acest bărbat în seamă, au crezut că este o glumă și nimeni nu a ajuns la fața locului decât 9 ore mai târziu. Fortunately, the Bulgarian authorities were already here and the police didn't allow people to get close to this drone. I would understand every single citizen if he's afraid because this is not a normal item for our coasts. But having in mind the situation in which we live right now with this conflict right next on our border, your border and everybody who have a seaside on Black Sea. Yesterday when I fish, when I get fish, I see object with white color and I think maybe this a big chair, big table. But I don't. You cannot see it. Yeah, I don't good good vision. Când și-au dat seama ce s-ar fi putut întâmpla, autoritățile bulgare au evacuat zona. Ulterior, bomba a fost detonată. S-a detonat. Autoritățile din Bulgaria încearcă să stabilească de unde provine drona și ce misiune avea. Panica a fost și printre românii din Tulcea și Galați din cauza noilor atacuri ale rușilor asupra porturilor ucrainene. Autoritățile au emis mesaje aeroalert. Mamă mia! Simte bine! S-a declanșat alarma la o mașină. Al Gorgoschi? Aha. Uh-huh. No. Încă una vine. Mamă mia! Să văd încă una. Încă una. Oh, asta ce agente e. Mamă mia! Da, Bogdan, încă o dată, nu e vorba de un atac asupra teritoriului NATO, de să nu intrăm în panică, dar pe de altă parte, lucrurile devin din ce în ce mai periculoase pentru cei care sunt în zona de graniță. Pentru că aceste drone, până la urmă,
sunt comandate la distanță, iar una din metodele prin care ucrainienii se apără de aceste drone este prin a bruia semnalul, ceea ce duce și la pierderea controlului acestor drone. În plus de asta, se poate întrerupe oricum semnalul între operatorul dronei și drona în sine, care duce iarăși la pierderea controlului și atunci drona, într-adevăr, cade necontrolat, nu știu unde cade. Lucrurile sunt periculoase. Începem să trăim la reaniță în stare de război, practic. Este evident lucrul ăsta. Și discutam despre așa ceva atunci când au început atacurile asupra porturilor ucrainene la Dunăre. Deci sovieticii, era să le spun rușii, că toți sovietici sunt. Tot aia. Ce să facem? Au băgat în secolul 21 război de secolul 20. Deci da. Nu au tehnologia atât de avansată încât să poată conduce dronele astea exact la țintă și le scapă peste tot. Și drona asta probabil că a aterizat în mare și au dus-o curenții de la gurile Dunării până la dincolo de Vama Veche. Așa, deci a trecut în față la tot litoralul românesc drona respectivă. Oricând se poate întâmpla o nenorocire. Ideea este că România trebuie să consulte cu NATO foarte serios dacă poți amplasa bateriile antiaeriene pe malul românesc al Dunării. Fiindcă rachetele românești, pe de altă parte, încercând să intercepteze drona, că nu sunt perfecte nici unele dintre ele, pot să mai cadă pe teritoriul ucrainian și atunci dai de altă dandana. Fiindcă la rândul lor ucrainienii spun că, domnule, noi nu tragem cu tot ce avem în dronele astea tocmai ca să nu lovim teritoriul României. Deci vedem că lucrurile sunt nu doar militare, ci și politico-diplomatice acolo la graniță. Corect. Problema este, vorbeam cu specialiștii săptămâna trecută, drona în momentul în care începe să cadă, ea poate să fie, românii pot deschide focul asupra ei doar în momentul în care intră pe teritoriul României și atunci practic are 2 secunde până când se prăbușește. Imposibil timp foarte scurt interceptat. Pentru a putea să faci ceva. Iar ucrainienii în mod normal n-ar avea voie să tragă în direcția frontierei, căci așa prevede legile internaționale de război, nu trage în direcția frontierei, dar uneori asta este, trag și atunci ele se sfărâmă și cad bucăți, dar iată, uneori cad unele întregi de tot. Dar pentru că vorbim de Bulgaria și eram în Bulgaria, vreau să vă spun de asemenea că mai avem o problemă. Granițele noastre cu Bulgaria sunt blocate în momentul de față de agricultori din cauza faptului că nu s-au luat măsuri de către bulgari, nici de români de altminte, pentru după ce a picat interdicția pe 15 septembrie cu privire la importul grânelor, a cerealelor din Ucraina, și aceștia cer o prelungire automată de 30 de zile. Haideți să-l ascultăm pe premierul Ciolacu, care ne spune ce face România în acest sens. În primul și în primul rând, a fost o discuție pe care am avut-o și sâmbătă și duminică cu primul ministru al Ucrainei și cu Comisia. Ați văzut, Comisia a solicitat să se vină cu un sistem de licențiere în ceea ce privește exporturile de cereale în statele din Uniunea Europeană. Un lucru pe care l-am solicitat și eu și cu colegul meu Victor Negrescu când am avut întâlnirea cu președinta Comisiei, cu doamna Ursula. Pe aceeași logică a venit și primul ministru al Ucrainei, Denis Vihan, spunând că va trebui totuși un control foarte riguros. Până în acest moment, de când Comisia a luat decizia de a nu se mai prelungi interdicția, niciun kilogram, dar niciun kilogram de grâu sau altceva nu a fost importat în România. Lucru care va fi de asemenea și astăzi. Nu că a interzis Ciolacu sau a băgat primul ministru sau guvernul o interdicție la vamă. A fost un gentleman agreement între mine și primul ministru al Ucrainei pe care l-am respectat amândoi. Nu a fost în nicio vamă nicio solicitare ca să fie vreun export de cereale din Ucraina
în România. Până în acest moment. Mai mult ca sigur, astăzi așteptăm, și așa mi s-a promis de către primul ministru al Ucrainei, când va trimite această propunere de licențiere pe care să o discutăm. În cazul în care vor apărea solicitări de export către România, cu certitudine am să cer ministrului, în primul rând, al agriculturii, ministrului economiei, că vorbim și de comerț, să facă un ordin comun ca pe o perioadă de 30 de zile până când se lămuresc lucrurile să fie restricția prelungită. Deci, repet, nu există nicio solicitare și vreau să-i asigur pe fermieri că nu va mai fi ce a fost acum un an și ceva, până când să... Dacă domnul prim-ministru al Ucrainei mi-ar fi trimis, v-aș fi explicat. Nu. Înțelegerea a fost că nu vor exista cereri de export pe teritoriul României, ne-am ținut de ea. Da, facem o scurtă pauză. Când ne întoarcem, a dat COVID-ul în guvernul României. Nu vă vine să credeți. Nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Ministrul Muncii s-a infectat cu COVID. Evident, premierul care a lucrat alături de ministrul Muncii s-a dus să se testeze. Iată ce a avut de spus domnul Ciolacu. Pe listele comune. Cei care spun că ministrul Muncii are COVID și ați participat joi la ședința de guvern. V-ați testat? Da. M-am testat aseară. Și dacă aveam COVID, nu veneam astăzi în fața dumneavoastră. Da, n-are COVID, îi dorim sănătate ministrului Muncii. A revenit COVID-ul. O chestie îngrijorătoare. Dar vorbim puțin și despre medicamentele pentru bolnavii cu boli grave, cronicii, terminalii. Ei bine, nu prea mai sunt bani pentru medicamente. Colega mea, Bianca Chivu, a strâns toate informațiile. Bun găsit, Bianca, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit tuturor! Sunt probleme grave în contextul în care cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate trimit foarte greu banii către farmaciști. În tot acest context, farmaciștii ajung să nu mai poată să aprovizioneze farmaciile și, implicit, bolnavii cronici ajung fără tratament. Ei bine, situația o întâlnim nu doar în capitală, ci și în restul țării, având în vedere faptul că în momentul de față foarte multe farmacii sunt în executare silită din cauza imposibilității de a-și mai plăti datoriile. Este apelul făcut de farmaciști de a rezolva această problemă, pentru că întotdeauna, spun ei, sunt lăsați la coadă în plățile de la CNAS, iar în mai mult decât atât, această situație se întâmplă de fiecare dată la final de an, în lunile septembrie până în luna decembrie. Farmaciștii primesc ultimii banii pentru deconturi și, în acest context, nu mai au bani pentru a aproviziona farmaciile. Cei care au de suferit, în schimb, sunt, iată, pacienții care nu își pot găsi medicamentele. Foarte mulți dintre ei încearcă să sune mai întâi la farmacii pentru a rezerva anumite medicamente, însă chiar și așa unii ajung să parcurgă distanțe extrem de mari pentru a-și procura tratamentul. Da, domnule deputat, aici vorbim, scuzați-mă îndrăzneala, dar vorbim aproape de tentativă de omor. Pentru că oamenii ăștia, dacă nu au medicamentele o zi, unii dintre ei își pun viața la propriu în pericol. Deci dacă întrerup o zi tratamentul, poate să le fie fatal acest lucru. Nu cred că aici avem spațiu în care să discutăm că avem sau nu avem bani. Aici este vorba de viață pe viață. Chiar dacă nu am pretenția unui specialist în domeniu, astăzi m-am interesat de această situație și, ca de fiecare dată, chiar dacă există anumite întârzieri, guvernul își va onora această obligație. Știu că și în anii trecuți au mai fost întârzieri. Stați o secundă, că tocmai a zis cuvântul cheie. Întârzieri. Tocmai vă explicam că întârzierile la acești oameni nu pot exista, că nu e, ei n-au cum să aștepte. Nu este o treabă în care zici, domne, lasă că îți pui un palton pe tine și vine căldura peste două zile.
Aici oamenii dacă nu și-au tratamentul o zi. De acord cu dumneavoastră, sănătatea ar trebui să fie prioritate. Deci mai întâi de toate trebuie să ne ocupăm de acești oameni care sunt în suferință și de, eu știu, soarta lor depinde. Riscă să moară. Absolut. Înțeleg că vor fi deblocate fonduri cât de urgent posibil pentru a rezolva situația reclamată de bolnavi cu aceste diagnostice foarte, foarte complicate. Ioșca, cu tot respectul pentru domnul Stroie pe care îl port, folosirea timpului viitor când vorbim de acest lucru nu are noimă pentru mine, pentru că, repet, știu sigur pacienți care, dacă nu-și iau medicamentele o singură zi, își riscă viața la propriu. Corect, dar eu vreau să fiu un pic, vreau să fiu un pic cinic. Aici era vorba de farmaciști care solicită și care fac aceste apeluri. E un pic cinic, bani sunt foarte mulți la casă, aici e vorba de prioritizare. Pe partea cealaltă, farmaciștii bat tare de tot, pentru că dacă e tentativă de omor, cum spui tu, atunci e și din partea aia și din partea cealaltă. Pentru că tu, ca farmacist, știi lucrul ăsta de foarte mult timp și poți să le spui. Au profituri foarte mari, poți suporta o lună, două, trei, să zicem. Înțeleg că e societate comercială și pe profit, dar e un pic mai mult de... E o piață reglementată, o piață care... E un pic așa, o chestie publică și o presiune foarte mare publică pe guvern. Ceea ce spui tu este că farmaciștii de fapt ar putea să... E un cartel și acolo, hai să spunem. Dar ei preferă să nu, pentru că în felul acesta pun nu, mai multe preferă să strângă guvern. Preferă să strângă puțin așa, să spună că e rău, că e grav, creează un sentiment public de nesiguranță și până la urmă vor primi banii. Dar la ce merită lucrul ăsta? Bine, să... Bine, dar noi am avut aici la România TV, am avut pe reprezentantul pacienților care spunea același lucru, adică că le lipsesc medicamente cronice. Le lipsesc și atunci când vin, pentru că din când în când vin, oamenii merg și iau mai mult decât le trebuie. Poate de multe ori expiră acasă, dar tocmai frica asta creată de sentimentul ăsta de nesiguranță, că acum avem, peste două luni nu mai avem. Ăsta trebuie să dispară și aici trebuie să lucreze casa cu farmaciștii, nu să fugă unul după altul, unul să nu dea banul la timp, celălalt să facă presiuni publice și cel care suferă e pacientul, pentru că medicamentele pot exista. Dar în momentul în care tu faci public astfel de apeluri, dau buzna la farmacii, caută, iau cu mai mult decât le trebuie, se strică, se expiră, doar e așa un sentiment public de nesiguranță și asta nu face bine nimănui. Bogdan, la vârsta mea, aproape 64 de ani, iau un pumn de medicamente dimineața, un pumn de medicamente seara și vreau să spun că dacă îmi lipsește o pilulă, am avut la un moment dat, chiar din vina mea, am uitat să iau o pilulă vreo 3 zile și mi se ridicase pulsul pe undeva pe la 140. Da, eu numai când văd doctorul de frică, mi se urcă tensiunea la 160, să știu. Da. Asta e situația. Așa este. Da. Da, adică în sensul că aceste medicamente sunt extrem de importante, sunt vitale. Trebuie găsit o cale de echilibru aici, fiindcă exact cum s-a spus în studio, și de o parte și de cealaltă sunt probleme. Deci medicamentele astea esențiale pot fi găsite, dar am înțeles că casa de sănătate decontează Gingo Biloba, dacă îți vine să crezi. Poate că decontezi mai puțin Gingo Biloba și decontezi, eu știu, medicamente novatoare de cancer, că acolo chiar e nevoie. Sau de diabet, sau de alte boli cronice, de boli cardiovasculare. Dar asta trebuie să reglementeze casa, că eu de-aia îi plătesc acel CSS enorm pe care mi-l ia din salariu oricum. Și toți specialiștii de la... Da. Așa este. Vă mulțumesc pentru participare. Noi ne revedem mâine la ora 17. Până atunci, România vine la raport la Andreea Crețulescu. Bun găsit, Andreea. Ce-ți raportează România? Bun găsit, Nils. Bun găsit, domnilor și domnilor. Ei bine, în seara asta o să vă prezint un nou caz Pascu. Nu la Craiova, nu la București. De fapt, domnilor și domnilor, nu la Craiova, ci... practic, se întâmplă în toată țara, doamnelor și domnilor. Venim cu dezvăluiri de ce și în cazul acesta Beiza Deaua este liberă, deși a fost o bătaie generală, un om este în spital, o să vedeți, victima va intra în direct. La fel de important, doamnelor și domnilor, o să vă arăt documentul oficial prin care, de fapt, statul român tolerează
urmează punerea în vânzare a unor medicamente extrem de periculoase, care, în fapt, sunt droguri. Și o să vedeți care este legătura dintre cazul Pascu, cel cunoscut, și aceste medicamente drog, care sunt prezentate mai degrabă ca niște medicamente pentru durere. La fel de important, doamnelor și domnilor, am aflat ce se întâmplă cu bonurile de masă. Practic, câteva milioane de salariați de la privat primesc 600 de lei în plus la un salariu mult mai mic la stat, dar o să vă explic în această seară de ce ar putea pierde acești bani. Și la fel de important, o să vedeți, avem și o chestiune legată de pensii. Ce s-a întors de la Comisia Europeană apropo de vârsta de pensionare? Iar în privința întâlnirii de astăzi cu OMV-ul, practic austriecii vor să ne ia gazul sau vor să ne ia mai mult gaz. Care a fost reacția premierului Ciolacu? Aflați de la noi!